Ministrul Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri, domnul Andrei Gera, la interviurile PS News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule ministru, despre marile șantiere ale ministerului pe care îl conduceți, nu e deloc unul ușor. Spuneți-ne, în acest moment, care sunt în domeniul energiei cele mai mari provocări cărora România trebuie să le facă față? Putem vorbi despre o amenințare energetică? Atâta timp cât energia, iată, a început să fie utilizată ca armă, putem vorbi despre acest lucru și noi trebuie să fim conștienți de aceste provocări ale momentului și, în consecință, să și acționăm. Și de aceea, elementul principal, pilonul viitoarei strategii energetice a României, eu consider că trebuie să fie exact acest concept de securitate energetică privitor la independența aprovizionării cu energie electrică, privitor la asigurarea cu orice mijloace, să spunem, tehnologice a acestei securități energetice. Deci suntem într-un moment delicat și trebuie să fim conștienți să-i facem față. Sunteți șeful unui minister strategic din punctul ăsta de vedere. Cu siguranță aveți o viziune, aveți o strategie. Cât de vulnerabilă este România din punct de vedere energetic astăzi? Să spunem că eu mi-am primit botezul la minister exact în mijlocul unor solicitări maximale din punct de vedere energetic, și anume pragul unei ieri sau unei perioade geroase, pentru că până la urmă am avut o iarnă cât de cât blândă. Dar am traversat o perioadă cu câteva zile foarte geroase consecutive și acest lucru mi-a arătat, să spunem, slăbiciunile sistemului. Putem să spunem că suntem independenți din punct de vedere al producției de energie electrică vis-a-vis de consum, de faptul că și România reușește să exporte deja o anumită cantitate de energie electrică, dar nu suntem independenți din punct de vedere al aprovizionării cu gaz metan, cu gaz natural. Și atunci e o diferență cam de 10-15% până a ajunge să fim total independenți. Și ținând cont că parte din capacitățile de producție, de producere a energiei electrice sunt pe bază de gaz, în aceste condiții, dați seama că această siguranță și o independență energetică încă nu este atinsă pentru România. Dar sigur că sunt anumite măsuri care se pot lua în perioade critice, lucru care și, de care și noi ne-am folosit, să spunem, dar trebuie să acționăm și aici sunt pași care se vor face în mai multe direcții. În primul rând, trebuie să îmbunătățim și să creștem capacitatea de stocare a gazelor naturale în România și, totodată, capacitatea de a ne utiliza aceste rezerve, pentru că, iarăși, lucru de care m-am lovit în decembrie-ianuarie, neavând o presiune de lucru în sistemul național de transport suficient de mare, nici nu pot să-ți utilizezi rezervele făcute. Deci, pentru a le putea scoate și de a le introduce în circuit, îți trebuie o anumită presiune minimă în sistem. În condițiile acelea de zile geroase consecutive, acest lucru nu se întâmplă sau presiunea scade semnificativ și atunci ai dificultăți inclusiv cu în a-ți utiliza rezervele. Deci trebuie să lucrăm pe două fronturi: creșterea capacității de magazinare, de stocare și creșterea presiunii de lucru în sistemul național de transport. Acest lucru ne va permite și interconectarea în dublu sens cu țările din jurul României, pentru că, datorită unei diferențe de presiune foarte mare, acest lucru nu se poate face. Este România în măsură să asigure cu ajutorul energiilor noi o parte de energie pe care să vă puteți baza în mod constant? Da, chiar România are capacități deja de producție semnificative din resurse, odată resursele proprii, producția de cărbune, dar avem și deja investiții masive în direcția regenerabilelor pe hidro. Deci sunt zone unde ne putem baza, sigur, fiecare cu plusuri și cu minusuri, aș putea spune, pentru că
de exemplu, confortul dat de furnizarea constantă a energiei produse pe bază de cărbune sau energia nucleară, îi avem în contrapondere un anumit stres pe zona de producție regenerabilă, unde, aici mă refer în special la eoliene, unde există oscilații care și acestea trebuie cumva estompate și este nevoie de alte investiții sau de apelarea la așa zisele servicii de sistem care sunt furnizate tot de către zona de cărbune sau cea de hidro. Cum este ca stresul ăsta în domeniul eolienelor, de exemplu? Vă pot da un exemplu. Acum două zile, Amsterdamul s-a confruntat cu o pană masivă de curent generat exact de către un input uriaș de energie electrică produsă de către capacitățile semnificative ale Olandei din foarte offshore, maxim, de eoliene din offshore, lucru care n-a putut să fie echilibrat și le-a provocat inclusiv blocarea magistralelor de metro, au rămas oameni prin tunel și așa mai departe. Deci, bine, a fost un accident. Da, dar este un accident previzibil. Din acest motiv trebuie construite și elaborate capacități de stocare, dacă vreți, a energiei electrice produse așa, prin regenerabile. Sunt tot felul de variante. Noi încercăm și suntem în construcție, am demarat, mai bine zis, proiectul centralei de pompaj la Tarnița Lăpuștești, dar totodată există și alte variante în care se produce, de exemplu, cu energie electrică în exces, hidrogen, care la rândul său se poate fi folosit drept combustibil în locul carburanților clasici fosili. Sunteți sceptic în ceea ce privește energia aceasta regenerabilă cu eoliene, de exemplu? Nu sunt sceptic, sunt doar conștient de faptul că deocamdată problemele tehnologice și, dacă vezi, de preț încă nu au fost depășite. Este important însă că sunt țări, cum e și Germania, care investesc masiv în energia regenerabilă și automat și noi vom beneficia de experiența lor, pentru că se lovesc de tot felul de probleme și normal noi să luăm partea plină a paharului, bazându-ne, repet, pe experiența lor. Dar deocamdată energia regenerabilă încă este scumpă și ea are un preț, care preț, ați văzut prin sistemul acesta al certificatelor verzi, este suportat de către consumatorul final. În condiții de, eu știu, de liniște și de acalmie financiară, dacă n-am avea criză economică sau tot fel de alte crize politice prin jur, poate că acest preț ar fi ușor de plătit. Dar sunt momente, cum au fost și anii trecuți, în care a fost greu de susținut, mai ales de către industriile consumatoare, energofage, iar și la nivelul populației, ce să mai spunem, oricum facturile sunt suficient de încărcate. Cum resimțiți dumneavoastră Ministrul Energiei, al IMM-urilor, al mediului de afaceri, criza economică despre care vorbiți? Primul rând, s-a simțit și la nivelul consumului. Aici s-a simțit la nivelul consumului, a scăzut. Normal, toți producătorii au fost afectați. Mă gândesc aici la, în primul rând, la cei care produc energie pe baza de cărbune, care au fost destul de serios afectați de scăderea consumului. Cu cât ați scăzut consumul? Ne puteți da o idee? Nu, față de ce perioadă? Nu am, n-am acum un procentaj. Da, știți că a scăzut. Spun, dar ăsta este unul dintre motivele pentru care, de exemplu, la Oltenia nici cifrele nu mai arată atât de bine. Adică de la un profit în 2013 ne-am trezit la un pic sub linia de plutire în 2014. Uh-huh. Care e motivul, domnule ministru? Și acesta este unul dintre motivele scăderea consumului, dar sigur, noi, paradoxul este că suntem angrenați într-o cursă pentru scăderea consumului, dar nu din motive economice și anume că dispar consumatorii, ci trebuie să devenim mai eficienți. Și atunci, sigur, o astfel de scăderea consumului ne-o dorim, numai că scăderile consumului în România au fost de natură economică și nu datorate creșterii eficienței energetice, care, mă rog, și a fost totuși, poate vedea, și ăsta a fost un punct, și e un punct bun pentru țara noastră. Totuși, administrațiile locale au făcut investiții masive în reabilitarea termică, lucru care a
condus la o diminuare a consumului iarăși substanțial. Întreprinderile mici și mijlocii, întreprinzătorii mici și mijlocii sunt și afectați de această criză și implicit de această scădere a consumului? Să spunem că lucrurile încep să revină totuși, adică a fost. Adică suntem pe un tren crescător și prognozele noastre, cât și ale altor consultanți independenți cu care ne-am stat de vorbă în această perioadă la minister, arată că suntem pe un tren crescător. Chiar dacă unii, să spunem, prevăd o creștere foarte mică, de genul 0,1% anual, noi suntem optimiști și spunem că măcar un 5% vom avea creșterea consumului an de an de acum înainte. O anumită perioadă, să nu putem duce așa la infinit. Dar mizăm pe o creștere a consumului și automat și la nivelul IMM-urilor. IMM-ul pentru care statul trebuie să asigure condiții pentru a face față și a se dezvolta în condiții de competitivitate până la urmă. Vorbeați mai devreme despre energia nucleară. De la începutul lunii martie spuneați că urmează discuții cu delegația chineză despre investiții la centrala nucleară de la Cernavodă. Cum decurg aceste discuții? Am avut inclusiv săptămâna trecută, vom avea și astăzi. Au un ritm mai ridicat, aș putea spune. Sunt lucruri care trebuie lămurite. Se manifestă o intenție crescută și măsuri din informații care le avem inclusiv la nivelul părții chineze în China pentru a reuși să se încadreze și într-un program mai condensat, pentru că toți ne dorim ca aceste discuții care deja sunt durează de o perioadă destul de lungă să poată căpăta un contur care să ne permită demararea efectivă a lucrărilor. Deocamdată suntem într-un stadiu destul de incipient din punctul meu de vedere, chiar dacă avem un an în spate, dar cred eu că ne puteam mișca mult mai rapid în această direcție. Eu constat totuși un imbold, un nou impuls pentru aceste negocieri. Am stabilit deja niște lucruri clare. Am văzut, important era să vedem și să clarificăm odată care sunt punctele asupra cărora nu ne înțelegem sau cel puțin unde avem puncte de vedere diferite și ne-am concentrat pe ele să le dăm, adică ce era greu de discutat am dat la o parte, am vrut să finalizăm la ce se putea. Sunt multe legate de participare, de profit, de participarea companiilor românești în sunt armănunte care nu pot și alte facilități de care nu pot vorbi în acest moment. Dar eu consider că am reușit să depășim un anumit blocaj care exista în aceste discuții cu partenerii chinezi și ne aflăm într-un moment, spunem așa, care productiv. Într-un moment productiv. Putem face o estimare cam în cât timp ar putea... Mi-este greu să spun. Pe câți ani s-ar putea... Nu, eu aș vrea ca anul acesta să închidem toată povestea birocratică. Aș vrea să putem ajunge la la o înțelegere. Pentru că România are nevoie de această energie nucleară. Este o energie nepoluantă. Noi suntem chiar în această perioadă, România deține președinția țărilor pronucleare. Și avem, cum să spun, tot interesul să finalizăm cele două reactoare. S-au făcut deja investiții în acest domeniu de către partea română și vrem să implementăm și noi, la fel cum, de exemplu, Marea Britanie a reușit să-și implementeze pentru proiectul său nuclear cele contracte de diferență, care practic au fost cele care au deblocat investiția chineză în Marea Britanie. Normal, creându-se acest precedent la nivelul Uniunii Europene și noi vrem să-l implementăm și să asigurăm, practic, rentabilitatea acestei investiții. Domnule ministru, despre privatizarea electrică, care au fost efectele, consecințele, cum se reflectă în economie această privatizare? Deocamdată nu pot să spun că avem un efect așa spectaculos. Sigur, a fost un semnal foarte bun dat la bursă.
această privatizare duală care ne-am bucurat la Electrica, România a confirmat încă o dată faptul că are capacitatea să ofere investiții atractive pentru mediul de afaceri, pentru oamenii, să spunem, investitori în general. Asta este principalul semnal. Acum ar trebui să și încercăm să profităm de pe urma capitalului acumulat prin acea ofertă publică și să determinăm și noi atât cât putem face ca acționar semnificativ, statul român deținând în momentul de față aproape 49%, deci nu mai are majoritate în Electrica, să determinăm și noi ca acționar semnificativ îndreptarea pe electricii către investiții strategice, aș putea spune, necesare dezvoltării energeticii românești, dar și, să spunem, dacă vreți, strategice pentru statul român. Sindicatele Complexului Energetic Oltenia anunțau schimbarea managerului privat. Care este situația acolo? Se păstrează managementul? Nu se păstrează? Chiar dumneavoastră ați anunțat schimbarea managerului de la conducere? Nu am anunțat mandatarea AGA pentru desființarea Consiliului de Supraveghere, lucru care s-a și întâmplat. Deci avem un nou Consiliu de Supraveghere la Oltenia și chiar dacă este, să spunem, temporar, pentru că aici avem de-a face cu o procedură pe management privat, pe ordonanță 109, și lucrurile vor intra pe făgașul obișnuit, să spunem, pentru astfel de proceduri. Dar deocamdată avem un Consiliu de Supraveghere provizoriu, care are ca temă, să spunem, elaborarea rapidă a unor, implementarea unor măsuri alături de managementul existent, care să repună Oltenia pe poziția de plutire. Sunt mulțumit că, ca urmare a negocierilor purtate la sediul Ministerului de către toți actorii sindicali și conducerea companiei de... Știți că au fost la un moment dat, am avut o iarnă, așa spre primăvară, foarte agitată la Oltenia, cu multe demonstrații, manifestații în Târgu Jiu și așa mai departe. Noi i-am primit, au fost și în greva foamei câțiva mineri acolo, nu puțin. Iată că am reușit să găsim o cale de înțelegere și el s-a semnat, el seara s-a semnat contractul colectiv de muncă la nivelul complexului Oltenia. Este știre în premieră, dacă vreți. Și sunt foarte bucuros de acest lucru. E un pas înainte pentru cei de la Oltenia și eu sper că împreună să putem depăși toate dificultățile care le-au. Păi, se decid restructurări în aproximativ o lună acolo. Se propune concedierea a 3.000 de angajați. S-a propus concedierea a 3.000 de angajați. Care 1200, 1.200 dintre ei au părăsit complexul în Oltenia deja prin transferul minelor de la Berbești către CET Govora. Este iar o măsură pe care am reușit să o luăm la nivelul Ministerului, măsură care trena de mai mult de un an și jumătate. Prin deci 1200 și-au găsit un alt loc de muncă. Practic, da. Așa s-a întâmplat. Este o măsură care era extrem de necesară odată. Acolo un lanț a slăbicinilor, dacă vreți. CET Govora avea datorii la Oltenia, minele oricum produceau pierdere, Olchimu avea datorii la Govora, la fel, la un moment dat, municipalitatea, oamenii din Râmnicu Vâlcea nu mai reușeau să conteze, să fie sigur că în iarna următoare vor avea căldură și apă caldă. În fine, prin tranzacția care s-a făcut, eu consider că toată dificultatea, toată această poveste, istorie, deja că nu se mai termina în zonă, s-a finalizat și am reușit să securizăm și furnizarea cu agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, dar totodată și a platformei industriale de acolo și totodată și pentru Oltenia a dispărut o sursă de pierdere și care se transformă până la urmă în venituri, pentru că sunt niște bani care vor veni ei, nemai fiind, de exemplu, nevoiți să provizioneze.
Vorbesc despre acești oameni care s-au aflat în greva foamei, s-au blocat în subteranul minei Tehomir, dacă nu mă înșel. Da, Tehomir. Bun, în momentul ăsta puteți spune că este un caz rezolvat de minister? Mai are un potențial conflictogen, să-i spun așa? Atâta timp cât toate părțile implicate vor reuși să găsească vorba dulce în problemele care le au, sper că și conducerea companiei... E nevoie, cred, mai mult decât de vorbă, e nevoie și de bani. Este adevărat, numai că, părerea mea, izvorul acestui conflict a fost exact lipsa de dialog și o anumită, să spunem, atitudine greșită și din partea conducerii vis-a-vis de mine. Lucrurile acestea se puteau rezolva prin dialog și fără așa nuanțe mai aspre. Da, probabil că acestea au izvorit dintr-o anumite tensiuni locale, acumulate în timp. Eu sper că s-a învățat bine lecția acestui început de an și nu vom mai avea parte de conflicte de muncă. Niciodată nu pot să fii sigur de acest lucru, dar eu consider că s-a înțeles foarte bine, toate părțile implicate au înțeles că toată lumea trebuie să facă un sacrificiu, trebuie să renunțe la orgolii și cu toții trebuie să-și dea mâna, pentru că până la urmă toți sunt de acord că trebuie făcute restructurări. Nimeni n-a spus că nu trebuie făcute restructurări. Dar lucrurile au ajuns într-o zonă în care nu mai exista dialog între părți. Și atunci ministerul nostru a reușit să realizeze această punte de legătură și să aducă dialogul acolo unde trebuia să fie și să înlocuiască acțiunile de protest. Domnule ministru, în calitatea noastră de om politic acum, sunt din ce în ce mai mulți parlamentari ai PLR care au părăsit partidul. Care sunt motivele plecării? Sigur, nu suntem bucuroși că n-au plecat câțiva colegi. Nu sunt mulți, din fericire. Doi sau trei colegi. Din păcate, cred că au fost nuanțe personale. Aici și mai puțin de principiu, așa cum s-a încercat să pară. Dar așa este în politică. Nu ai ce să faci. Noi considerăm că avem un partid care se consolidează pe zi ce trece. Eu văd ritmul și al înscrierilor și al creierii de organizații. Partidul Liberal Reformator chiar trăiește, aș putea spune, și convinge, iarăși, pentru că avem liberalismul, nu o să moară în România, este în natura noastră, a tuturor. Chiar dacă alții se intitulează liberali, lumea știe că odată ce te-ai dus în zona populară, nu mai te poți numi liberal. Și singurul partid liberal din România a rămas Partidul Liberal Reformator. Deci, e adevărat, mai și pierzi, dar pe ansamblu eu consider că noi câștigăm și câștigăm o bază de partid interesantă. Vin oameni care nu au mai făcut politică, oameni revoltați, să spunem, la un moment dat, de ceea ce se întâmplă în politica românească, oameni care simt că au ceva de dăruit și, până la altă parte, prin măsurile luate în ultima perioadă, și aici mă refer și la codul fiscal, la codul de procedură fiscală, se vede această componentă liberală a guvernării și prin acest lucru eu zic că am reușit să convingem. Bun, pe de altă parte, partidul nu e încă unul mare, majoritățile sunt greu de ținut în ziua de astăzi. Amenințarea în termeni politici cât se poate de legitim din partea Partidului Național Liberal, care vrea să vină la guvernare, orice partid vrea să vină la guvernare, e una pregnantă și persistentă în această perioadă. Spuneți-ne care e stadiul fuziunii PC-PLR, că ne interesează. Da, un singur comentariu vreau să mai fac apropo de aceste plecări. Aș vrea să observați că toți cei care au plecat sau, da, cei au plecat ultima perioadă, sunt cam ultimii veniți în PLR. Eu poate o coincidență. Nici n-au venit de convingere și parcă nici n-au rămas. Așa, au încercat. Sunt oameni care nu vin din convingere? Au încercat. N-aș numi oportunism politică, presupun că nu i-ați forțat să vină. Nu i-a forțat nimeni, dar în politică există și oportunism. Da, aici nu pot să nu recunoști acest lucru. Deci,
Cam pe aici ne aflăm. În fine, fiecare își creează drumul, poate vor regreta, poate nu, poate vor vedea că totuși suntem un partid serios în timp, vom vedea ce va fi, numai asta este situația. Noi privim cu încredere înainte. În ceea ce privește fuziunea, este un proiect politic, e adevărat. Pot să spun că e un subiect pe care l-am abordat de foarte multă vreme și cu Daniel Constantin și cu alți demnitari din Partidul Conservator, pentru că am considerat și noi am considerat că sunt două partide de esență liberală și este păcat să fie, separate. Avem un potențial, repet, avem un potențial liberal serios care merită luat în seamă pe scena politică și atunci, printr-o astfel de construcție, clar că vom deveni mai convingători. De asemenea, forța partidului va crește din punct de vedere al reprezentării parlamentare și totodată vom da încredere membrilor noștri, pentru că să vii cu un partid aproape de 10%, cam așa ar ieși dacă ținem cont acum de sondaje și de tot ce se întâmplă, nu este lucru ușor să mai creezi un partid de 10% în România în acest moment și care să aibă și o zonă de creștere, un potențial de creștere. Deci, eu spun că trebuie să milităm politic cu toată forța pentru acest proiect, că merită. La nivel personal, domnule Gerea, luați în calcul o candidatură la primăria din Pitești sau la Consiliul Județean Argeș în anul 2016? Este prematur să facem astfel de discuții. Deocamdată, proiectul meu politic este aici, la Ministerul Energiei. În moment de acum vor evolua lucrurile, mai e mult cale lungă până atunci. La primăria Bucureștiului, pe cine ați putea susține? Depinde foarte mult și de stadiul fuziunii noastre și cum vor mai evolua lucrurile, dar ați văzut că toate partidele în acest moment sunt în căutări, încă nu și-au stabilit clar un candidat. Se poate așa, unii merg pe mai multe variante, mai avem de discutat și noi în cadrul partidului. Are PLR o ținte? Dar eu sunt convins că vom avea candidați buni, știind baza noastră. De ce? N-ar putea să fie de la PC, de exemplu? Ar putea avea și de la PC, bineînțeles. Care e ținta PLR în 2016 pentru alegeri? Iarăși contează foarte mult formula în care ne vom prezenta la acele alegeri. Dacă vom avea o variantă, nu știu, pe compropriu, în varianta fuzionată sau într-o alianță politică. Eu spun însă că un 10-15% este de realizat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gerea, pentru prezență. Vă mulțumesc și eu tare mult.